În zilele de 20-21 februarie va avea loc în municipiile Suceava și Rădăuți lansarea cărții Deportarea germanilor bucovineni în Uniunea Sovietică. Lucrarea este editată de Forumul Democrat al Germanilor din România, Forumul Regional Bucovina-Suceava. Pentru evenimentul de la Suceava, programul cuprinde o întâlnire cu invitații și participanții în sala multimedia a Muzeului de Științe ale Naturii, lansarea cărții și întâlnirea autorilor cărții cu tinerii suceveni, cu întrebări și discuții asupra volumului. Duminică 21 februarie va avea loc lansarea cărții Deportarea germanilor bucovineni în Uniunea Sovietică la Casa Germană în cadrul Asociației Germanilor Bucovineni din Rădăuți.